orice ar face ăștia, tot mai bun era parizorul la prăjit decât burgerul ăsta. Așa mâncava și gura voastră, astăzi vorbim de Lucia fără de Mihai Eminescu. Ca de obicei, treaba e foarte simplă, ca în orice în viața asta, că de asta am încetat eu să-mi pun întrebări existențiale de genul, de ce sunt eu pe planeta asta? Oare care este scopul meu aici? Care e menirea mea? Mă doare în... Perfect. În Luceafărul este vorba, ca de obicei, că m-am săturat, efectiv îmi vine să vomit de câtă dragoste am vorbit, de o poveste de dragoste între doi, Cătălin și Cătălina, și credeți-mă, m-am gândit la câtă inspirație a avut Mișu Eminescu, Mâncaie și lui, de a scris poezia asta, care are 98 de strofe, dar ai nevoie de semn de carte, că nu poți digera de-n prima. Băi, el n-a avut inspirație să zică și el Cătălin, lu' ăla, și lu' aia să-i zică Mihaela, Rodica, Daniela. Dă-o treacu, că mie acum mi-a venit trei nume de femei doar așa, că stau cu voi aici în clasă, înțelegeți, las-o, dracu. Așa, treaba e felul următor. Ăștia doi se iubea, dar pe cer, se pare că exista și o stea. O stea care se uita așa la Cătălina când dansa aia goală pe-n casă, când ieșea de la duș și a ascultat Dorian Popa sau cine știe ce dracu de manele mai asculta, așa, și a plăcut la stea de ea. Și a început Steaua, că tot zicea asta, că hai coboară în jos, nu știu ce, Steaua, pe numele ei Luceafăru, că era un el, a început să tot coboare, lua asta, îi plăcea că ăla să coboare, tot cobora, tot nu știu ce, dar nu și-a dat seama fraierul că șaica îl chema doar o dată pe lună, în perioada aia lunii, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Așa că Luceafărul nu dădea acolo, Cătălin tot dădea la ea, Luceafărul a rămas acolo undeva sus, nemuritor și trist și prece și așa cum e el. Ăștia doi s-au tot și cam aia a fost, femeia era zdranță. Și am încălecat pe oșa și m-am dus să vând cap. Aranjează întâlnirile cu Gică și cu Piții, cu fetele alea de la Melody. Deci azi două fete care le-am cunoscut eu cu Nicu, garantez eu pentru ele, sunt fete serioase. Le cunoști bine, nu? Da, mă, da, n-am văzut, le-am bunit odată cu Nicu. Odată le-am bunit Nicu fără mine, odată le-am bunit eu fără Nicu. Acum fetele singurele, înțelegi, se bunesc între ele. Cum zic, eu parcă deja am așa emoții, cum zic. Păi de ce nu zici, mă, așa? Eu, uite, cam ceva. Ia vezi! Gata? E mai bine? V-ați mai relaxat? Ai grijă, Sergei! Alcoolul ucide lent, nu? Ucide lent, ha? Da, nu? Nu-i nimic, mă! Eu nu mă grăbesc! Cum zic eu, dansatoare, fete frumoase, București, nu prea... Sunt la fel, pe care am început, nu? Bă, de ce ziceți, mă, așa? Dacă vin eu cu voi pentru mai multă siguranță și protecție... Sergei, dar nu te bagi peste noi, nu? Nu mă bag, mă, nu, n-am, nu treabă, sunt pe treaba, mă, înțelegi? Fetele rămân cu noi, nu? Da, mă, da, păi, dar nu, pentru voi l-am luat. Cum zic, mulțumim mult, Sergei. Asta de pe stradă, am întâlnit o fată, avea păr negru și ochi de plumb. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se măric de mona. Fetele. Ce îmi plac dansatoarele de la Melody. Mă, dansatoarele pline de lansuri cu crăci până la gât. Wow! Da, mă, da. Wow! Zic, Cic, Dora, Cic, Alina, Dora. Victor. Alina. Victor. Cic, Victor. Da, mă, da, și o Sergei. Hai, bătac.
Ține asta. Ce e asta? E prelandesc, cum zic. Pentru ce? Ca să zică lumea că am pis la tine. Ce îmi place când le dau gata de prima replică. Mai leu! Mie mi se spune piții, dar tu poți să-mi spui altfel, nu? Cum altfel? Poți să-mi spui hai cu mine acasă din prima noapte, nu? A, nostim. Nostim, ne nostim. Sper să nu-mi petrec și noaptea asta ca scafandru în ocean, nu? Cum adică ca scafandru? Cu două labe. Cum zic, am și o întrebare. Cumva, ăsta, numele tău de familie e Transfăgărășeanu? Nu, de ce? Pentru că ești plin așa de curbe, cum zic. Vă ascult! Chiamați repede pompieri! Chiamă repede pompieri! De ce? Pentru că mi s-au aprins călcâiele după Alina, nu? Parcă tu ești Alina. Da, doriți aperitiv? Cum? Aperitiv doriți? Aveți stridii? Nu! Ar trebui să aveți stridii, mă! Ar trebui să aveți stridii, mă! La condițiile actuale de România și cum se prezintă acum Marea Neagră, la condițiile piscicole și așa mai departe de mediu, ar trebui să aveți stridii, mă! Nu strâmba! Nu strâmba! Eu? Da, tu cu ăla, cu papionul, da, nu strâmba! Nu ne-am hotărât încă, da? Eu cred că am să comand doar desert. Apropo de desert, poți să te întreb ceva? Te rog! Dacă aș fi pepene, mi-ai înghițit sămânța sau aș fi pao? Cum zic, dacă sentiment, trăire, orice am simțit din prima. Alina, sentimentul meu pentru tine și patima mea pentru tine e așa ca diaria, cum zic, adică nu prea pot să țin în mine, cum zic. Alina, știu că e prea devreme să zic asta, cum zic, dar... Vrei să dormi la mine de-n prima noapte? Dumnezeule, nu! Merităm să veniți să dormiți la noi acasă, mă! Merităm să veniți să dormiți la noi acasă, mă! La cum se prezintă acum bărbații din România, ori și știri și așa mai departe! Merităm să veniți să dormiți la noi și să dormiți la noi acasă, mă! Nu strâmba! Nu strâmba! Să totul cu mătura pe cap și cu cășuri pe față! Da! Nu strâmba! Nu strâmba! Alina, hai să mergem! Ai supărat fetele, nu? Cum zic? Maestre, muzicuța! Cum zic, iertați-mă, eu sunt din Constanța, asta acum a venit. M-a adus acum nou la echipă, iartă-mă, Alina, iartă-mă. Am greșit numele din... Scuze, cer scuze, eu cum zic, sunt din Constanța. Și în afară de fotbal, ce faceți în timpul liber? Una alta! Cum zic, vreau să cer scuze că ți-am greșit numele, știu că te cheamă Alina, vrei să dansezi cu mine? Acum nu pot, am un piciorul luxat. Vrei să-ți dau